Dar Florea Scrivir? Păi și îmi zice ce egalitate, nu vreau părere. Nu, ok. Carmen, Carmen. Dar lui de ce nu-i ofer? Și? Păi și ce egalitate ce egalitatea asta? Păi să nu o accepte pentru că nu știu cum să schimb, poate să fac la ei. Trebuie să sunteți organizatori, dacă nu ne-ați trăit dacă nu ne-ați trăit nu e absolut deloc. Ba, da, este o bătaie de joc. Am venit cu multă pace. Stați că mai vorbesc că mai întâi vorbesc cu ok, eu nu provoc. Am venit cu un gând de pace. Bine. Să știe că noi eu sunt un om credincios. Mulțumesc. Nu e nicio problemă. Da, nu e frumos să te comporți așa. Noi prețuim femeia, primul dată avem mame, da? Avem soții. De un credincios. Și m-am gândit că este la mijloc este o lipsă de înțelegere a omului din biserică, de pe partea cealaltă a trotuarului. Sunteți preot, vorbiți în numele vor sau în numele dumneavoastră? Nu, sunt un simplu credincios. Ce înseamnă? Simplu cetățean. Un om care... Un simplu cetățean al ce nu înțelegi termenul? Sunt teolog la bază. Faceți poate într-unamente, aveți un background pe tema asta. Am nu cred că ați venit doar teori. Aici pe stradă. Nu, vă dau cuvântul meu de onoare că vorbesc nu de cuvântul. Gestul ăsta ce părere aveți? Nu. Din banii mei, da? Am venit din propria inițiativă, nu reprezint pe nimeni. Da? Că sunt în același duh foarte mulți oameni din biserică, da, dar poate n-au curajul să spună că nu vor să se intereseze că vin la front. Adică dacă veneam 30, zicea, aoleo, sar pe noi. Nu. Dar e propria mea idee, pune-mi întrebarea și o să spun. Deci eu am venit din propria inițiativă, nu reprezint pe nimeni, decât pur și deci, mea. Toți cei care sunt pe partea cealaltă a trotuarului au venit din propria inițiativă? Acolo, da. Aici eu, singur. Ce fac cu florile? Vreau să se înțeleagă că omul din biserică prețuiește femeia. Păi da, în numele care cum vorbiți dumneavoastră? În numele meu, ha, deci vrei să înțeleagă că dumneavoastră prețuiți femeia. Și omul din biserică, fac parte din biserică, din da? Din ce biserică? Da? Din Biserica Ortodoxă Română, despre care calitate? Azi s-a vorbit aici într-un mod neadevărat. Nu, în ce calitate faceți parte din biserică? Ca simplu credincios? Membru, ca simplu, da, ca mirean, da. Dacă n-ai vrea să divorțați inimile cu întrebări ciudate. Și eu invit la dialog, ceea ce... În general. Mă iertați, vă răspund. Eu invit la dialog, ceea ce... În ce calitate? V-am răspuns ea 4 ori când... În calitate ca de simplu cetățean, invitați la dialog pe mă cine? Mă puteți respecta ca om? Da, ca o ceartă, poate vrea și el un buchet de flori. Nu. Dar eu am venit numai cu multă pace. Nu multă cu multă pace. Nu urăsc femeia, nu urăsc homosexualii, nu urăsc albii, nu urăsc negri, nu urăsc pe nimeni. Doar nu vreți să aibă drepturi egale și statut egal. Sunt ator cu dragoste. Doar nu vreți să aibă drepturi și statut egal în fața legii. Homosexualii, femeia... Da, au statut egal.
cum să aibă. Au statut egal. Asta militar. Femeile homosexuale, da. Da, se bate pe lor. Așa. Avem astăzi aici, deci, știi ce vreau să vă spun? Lege pentru altceva. Femeia, să nu ne mai duc. Rămân mai multe flori pentru fosta dumneavoastră soție. E o credință comună, înțelegeți? De unde știți? Că sunt mai mulți. Eu pentru că avem un... Mireanu face parte din biserică. Și eu sunt biserică. Ca Mireanu. Ca Mireanu, există biserica formată din Mireanu și din structurile de conducere a bisericii. Să înțeleg că Boru este de acord cu ce spune Mireanu? Eu nu vine numele Boru. Întrebați, eu nu vine numele Beore. Tu ai venit în numele lui Soros și aici ai venit în numele tău. La fel, eu vă spun așa, aveți ceva asemănător din numele președintelui Moldovei, ați venit dumneavoastră aici? Cea mai minunată și să vă puneți întrebări foaie de parcurs. Femeie pe care o prețuim e Maica Domnului, care e pictată chiar în altar, unde n-au voie femeile, doar pe... Și Maica Domnului, noi ne închinăm femei, ne închinăm femei, înțelegeți ce spun? Că există o lipsă de dialog aici, e ceva permite, care sau permite, că ne separă, de fapt nu ne separă gardul ăsta. De ce nu le lăsați în acasă? Ne separă un mod de a gândi și a simți, asta spun. Vă uitați la mine, înțelegeți cu ce pace vă vorbesc? Crezi că e pură femeia? Nu. Și atunci de ce nu lăsați? Nici când naște, nici când are ciclu. Nu e impură. Și de ce nu intră în biserică, în altar? Intră în unde biserică. Intră toți bărbați? Dar nu altar, nu? Aici este vorba de dogmă, nu este vorba că ar fi impură. Tocmai v-am spus, cea mai minunată femeie din toate care au existat e Maica Domnului, mai presus de noi doi și de toți bărbați. Înțelegeți ce spun? E o lipsă de înțelegere un pic dar între, așa, între aceste ea, două părți. Sfântă, femeia ca om, normal. Femeia ca om. Femeia nu, este om. Nu e și ea, până la urmă, la fel un om, practic, care să aibă dreptul să intre acolo. Asta și spun, asta și mărturisește biserica de 2000 de ani. Cum vă explicați? Pe undeva s-a pierdut informația. Auzi că e dogma. Asta. Ce pui cu dogma? Cum vă explicați că nu e lăsată să intre? Unde se intre? În altar. Este o chestie de dogma. Și nu se schimbă dogma? Nu, dar dogma este un adevăr revelat. E un adevăr revelat care este bun, nu este rău. Nu e ceva împotrivă, tot v-am spus. Este, Maica Domnului este prezentă în altar, acum e chestie de credință, cine crede bine, cine nu crede, n-ai cum să-ți impui credința în fața cuiva, înțelegeți? Ce părere aveți despre islamism și despre religia lor și cum tratează ei femeia? Da. Dacă nu vă supărați. Eu, mie îmi pare rău, eu mă retrag, îmi pare cam ca creștini, un pic mai categoric, mai radical. Cine pot vorbi, cine e aici feministă cu adevărat, cine e de aici? Toate sunt, toate sunt. Nu, cine, aș vrea să vorbesc cu cineva, dacă a înțeles, să pun întrebarea direct. Ați înțeles că am venit cu gând de pace și de dragoste? Da, atât aș vrea să înțeleagă. Am înțeles, nu feministă, nu feministă. Mă iertați, spuneți-mi cu trebuie să mă exprim. O persoană feministă atunci. Sunt o persoană feministă. Mă exprim bine acum? Da. Așa, se înțelege că am venit cu un gând de pace? Eu am simțit-o, da. Asta atât vreau să înțeleagă. Că nimeni nu urăște. Cine urăște, greșește. De orice baricadă. Sunteți de acord? Da, da, să știți. Păi și noi cu rugăciunea asta ce am urât, am venit și ne-a rugat. Să fie respectat, sincer, să fie egalitate. N-am vrut să deranjez. N-am vrut să deranjez. Deci rugăciunea noastră a fost o liturghie faină, nu? În spațiu public, absolut legală, pașnică. N-am fost de față. O să vedeți pe Curaj TV, am transmis live. Curaj TV. N-aș vrea să deranjez, dacă sunteți cult, sunteți cult. Pentru că nu mi le-a oferit, am înțeles că dă numai femeilor. Eu nu știu de ce are o relație cu femeile. De ce îmi discriminați? Sunteți cult? Nu. Eu asta nu înțeleg, poate să de ce nu-i dați și cult? Nu știu ce înseamnă. Eu dau flori unor femei. Ai înțeles? Are treabă cu femeile. Nu, așa simt eu. Bine, aveți o problemă? Păi ducem la ginecolog să vedem dacă... Pentru noi să vă invii la o bere, da. Nu, nu beau, nu știu. Dumneavoastră acum sunteți un pic malicios, în momentul care ziceți că duceți la ginecolog. Adică... El se crede superior. Credeți că, nu știu, dacă ar avea un organ, să zicem, altfel decât cel masculin, ar fi inferior. Vedeți să se înțelege asta din atitudinea. Am pornit de la floare, de la cine oferă floare. Deci ați făcut o liturghie, eu vreau să înțeleg și eu ca teolog, da, ați făcut o liturghie da. În care ne-am rugat la Tatăl cui? Nostru, la Tatăl cine nostru, tatăl care... Tatăl nostru, Lenin. Care de regulă e un tată, stai, care de regulă e un tată certat cu legea, da, și cu creștinism. Cine e Tatăl nostru? Nu știu, eu vă întreb. Bărbatul asupritor, bărbatul care se consideră singurul important pe lume. Și vă rugați lui? Da, da, da. Vă rugați? Da, să nu mai... Vă rugați de el sau vă rugați lui? Și de el și lui, da. Care e diferența? Ne rugăm lui Dumnezeu, dar ne rugăm posibil, cu iubire. Posibil, dar eu nu sunt eu, nu sunt credincios, așa că nu mă rog la Dumnezeu. Acest bărbat la care vă rugați, vă iubiți? Dacă e Tatăl nostru, trebuie să-l iubim, nu? Și atunci ce problemă aveți cu el? Ne încalcă drepturile, ne încalcă... Da, ne încalcă drepturile.
Dacă ați realizat cât de penibil sunteți. Da, hai să ne întrecem în penibilitate. Cuvinte jignitoare. Dacă vreți să dialogăm. Puteți vorbi cu cameră, să spuneți ce vreți. Aș vrea să vă pun și eu întrebare, dacă cei care suntem realiști. Dacă dai un leu, îți răspund. Las, de la cine? Vă dau și mai mult. Sigur, sigur, eu la ce? Spuneți-mi ce vreți să transmiteți feministilor. Și feminiștilor. Că bărbații din biserică nu urăsc femeia, din potriva o prețuiesc. Pentru că avem mame, avem soții, avem surori, da? Fiice, da? Fiice, nu face. Conform statisticilor, mamele, surorile astea sunt principalele victime de violență în familie, din cauza bărbaților. Vorbiți după mine și vorbim separat. Așa, o să tai la montaj. Păi să schimbăm atitudinea. Eu zic că am o atitudine bună. Nu știu atitudinea bărbaților, din familie, din biserică. Așa, nu numai că prețuim femeia, ci ne închinăm femeii. Ne închinăm femeii, femeia care este sfântă, ne închinăm femeii. Ne închinăm sfințeniei acelei femei sfinte. Cea mai mare dintre ele este Maica Domnului. Noi așa o prețuim și de aceea ne și rugăm. De aceea este pictată în fiecare biserică și altar, nu B.O.R. B.O., Biserica Ortodoxă Universală. Noi ne închinăm ei și fiecare sfântă este pictată în biserică, ca model pentru fiecare, ca model și pentru bărbați creștini și pentru femei creștini. Deci asta mi se pare ceva minunat, care cumva lipsește în acest dialog între cele două tabere, de fapt nu suntem două tabere, că avem același tată. Cum spunea și Dumnezeu, tată este de fapt Dumnezeu, creatorul, da? Fiecare cum îl interpretează, cum îl înțelege, cum îl simte, da? Nu e un barem, nu e o judecată, nimeni nu judecă nici femeia, nici feminista, nici păcătosul, nici curvarul, nici drogatul, ci suntem datori cu dragoste. Unii față de alții. Da. Și da, eu am venit cu gândul ăsta să zic ce e inima mea. Inima mea nu simt decât iubire. E greșit? Nu, dar zic tu cum facem, că văd că ai idei. Ai idei, argumentați. Cum facem să reeducăm basa? Popov, cum le educăm? Au mai fost că au încercat să le reeduce, știi? Bineînțeles. Deci când aud reeducarea maselor, mi se ridică așa, știi? Se ridică ce? Dacă participați. Se iertați, doar ce uitați. Vă întâlniți apoi în privat și... Biserici în aceeași formă. La marginea orașului nu se umple biserica absolut niciodată, dar sunt trei acolo. S-a dat aprobare de construcție, li s-a părut că era nevoie. Sunt foarte multe astfel de exemple. Sens, este greu să-mi găsesc cuvinte. Mas